Corupția din justiție este cea mai periculoasă din Moldova. Declarația a fost făcută astăzi de șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, care a participat la lucrările de-a patra ediție a forumului Reformarea Justiției și Combaterea Corupției. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, iar la dezbatere au luat parte juriști, politicieni și reprezentanți ai societății civile. Vorbitorii au subliniat necesitatea identificării celor mai stringente probleme din justiție, dar mai ales căile de soluționare a acestora. Corupția din sistemul de justiție e cea mai periculoasă corupție care avem noi în țara asta în acest moment. Deși proaspăt numită în funcție șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin și-a creat deja o impresie generală despre sistemul de justiție din Republica Moldova. Prezentă la lucrările Forumului Reforma Justiției și Combaterea Corupției, i-a punctat prioritățile în procesul de eradicare a acestui flagel. Eu înțeleg ce înseamnă transparența în sistemul de justiție și asta nu există în Republica Moldova. Deci eu vreau să fac tot ce e posibil ca instituția Procuratura Anticorupție să fie mai transparentă în toate deciziile noastre. Și asta o să ne ajute pe cei din sistem, inclusiv judecători, procurori, avocați, care sunt oameni cinstiți. La rândul său, directorul CNA, Iulian Rusu, a menționat că în interiorul instituției pe care o conduce au început deja anumite procese de curățare de persoane toxice, dar provocările sunt mult mai mari. În primul rând este vorba despre concentrarea eforturilor. Într-al doilea rând, o mare provocare este să obținem în termen util informații din afara țării pentru ca să ne putem structura bine dosarul. Și un al treilea aspect ține de aplicare eficientă a sechestrelor pe proprietăți. Iar odată identificate, soluțiile trebuie aplicate și în practică. Totodată, autoritățile și responsabilii din justiție trebuie să persevereze pe calea reformelor, ne-a declarat președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea. Noi avem nevoie de garanții că procurorii nu vor abuza și că judecătorii nu vor interpreta tendențios legea. De asemenea, avem nevoie de o simplificare a procedurilor așa încât să ușurăm lucrul procurorilor și ofițerilor de urmărire penală. Sancționarea eficientă a corupției a fost subiect separat pentru una dintre sesiunile acestui forum. Deși legislația din Moldova prevede pedepse dure pentru acte de corupție, în realitate pedepsele care se aplică sunt destul de blânde, consideră Ulesea Stamate, președintea Comisiei Parlamentare Juridică, Numiri și Imunități. Sancțiunea trebuie să doară. Cele mai eficiente sancțiuni împotriva infracțiunilor de corupție sunt cele legate de averi, confiscarea averii și amenzi foarte dure. Unul este că legea permite această marșă de discreție, deci sunt mai multe instrumente legale care permit acest lucru, că e prima dată, că se aplică alte modalități de diminuarea pedepsei sau de aplicarea pedepsei condiționate și, de asemenea, faptul că judecătorii probabil încă nu sunt suficient de curajoși să aplice pedepse mai dure. Și procurorul adjunct al Procuraturii Anticorupție, Ion Munteanu, este de aceeași părere. Deci dacă este vorba de fapt de corupție, sau cum o numim noi, sau cum este obișnuit să numească de mare corupție, atunci nici nu se discută. Primordial este aplicarea pedepsei cu închisoarea și amendă și confiscare extinsă, specială, privare de drepturi, etc. Mai bine pentru stat să fie aplicată pedeapsa cu amenda, respectiv la fel de important este privarea dreptului ocupa anumite funcții. Cea de-a patra ediție a Forumului Reforma Justiției și Combaterea Corupției, organizată Centrul de Resurse Juridice din Moldova, și-a încheiat astăzi lucrările.